Salut! Eu sunt Ciobi și bine ați venit la un nou episod pe canalul meu. Un nou episod din noua serie numită Take It 2. Înainte ca acest episod să înceapă, nu uitați să apăsați pe butonul de like și pe butonul de subscribe și nu uitați de clopoțelul magic care trimite notificări de fiecare dată când postez eu un nou episod pe acest canal. Și haideți să nu lungim intro-ul ăsta și să înceapă episodul. Și ca de obicei îmi pierd timpul cu mentenanța acestor chestii, băieți. Adică stau aici foarte mult să văd dacă dă pe afară, dacă nu dă pe afară, dacă funcționează, dacă face figuri, dacă. Câteodată nu ajung itemele, iar câteodată dă pe afară de n-ai văzut așa ceva. E foarte complicat, dar mă bucur că funcționează. Suntem bine, producem producem tot acum, după cum vedeți și în chestul ăsta, astea sunt extra. Așa, și toate merg exact cum ar trebui să meargă. Uite acolo un Iron Furnace, suntem bine, aici ies solar panel, avem 3 stacuri și 7-8 bucăți de solar panel, ceea ce e foarte, foarte șmecher, foarte, foarte bine, foarte multă sticlă era de așteptat. Da, s-au mai schimbat chestii, bine, da, uite că au mai apărut două camere în direcția asta, mai micuțe ele așa, dar ok cumva. Două camere aici frumoase, bam, 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 vedem ce facem în ele. Mă gândesc și o să vedem, oricum o să avem nevoie de spațiu mult mai mult de atât, plus că, da, ei bine, nu știu dacă o să vreau să extind clădirea asta pentru că e destul de mare, poate mai construim una. Am mai făcut ceva la casă, am reușit să termin acoperișul, dar nu complet. Și încă ceva, am mai făcut ceva la casă în spate aici. Așa, da, cam așa arată partea din spatea casei. Turnul ăsta exact pentru ce l-am făcut a rămas, doar că nu m-am gândit la extensia asta a turnului, care arată ciudat. Aici e un cablu, efectiv cablu de curent de la panouri. Trebuia să-i găsesc altfel să fac cumva chestia să arate bine, dar nu mai contează, până la urmă suntem pe Take It. Și am pus aici low voltage solar panel-e nouă, le-am pus special pentru alea de jos de acolo, tot sistemul de jos. Uite, pe aici trece frumos, le vedem aici frumos, acolo e bedbox-ul și se duce jos la sistemul ăsta de aici, frumos, bun. Și am deconectat generatoarele, ceea ce e foarte, foarte șmecher. Ăsta nu mai primește curent pentru că era altfel poziționat ca să primească curent și astea trag direct de aici, din bedbox-ul de sus, trag curent și funcționează, după cum vedeți, au prăjit pe aici tot felul de chestii, le-am mai pus la prăjit, ceea ce e foarte bine, mă bucur, cumva producem energie din panouri solare, restul nu mă interesează, oricum nu prea mai veneam pe la astea de pe aici și nu știu dacă o să vreau să le păstrez pe viitor pe toate, poate da, poate nu, vedem. Uite, am putea să mai punem câteva chestii la prăjit dacă tot sunt tot pe aici, frumos, așa, hai să vedem, bam, 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 funcționează foarte bine, avem energie, merge bine, nu a explodat nimic, suntem bine, asta e tot ce contează. Da, cred că trebuia să, așa, frumos, perfect, uite, totul e bine, e super ok. Super, super ok. Iar aici jos am mai modificat ceva ca să vă mai arăt totuși. Asta de aici, da, nu mai ajungeau itemele, băgau iteme doar în chestul ăsta, în chesturile alea două care erau aici, dacă țineți minte, așa că le-am despărțit cumva și uite, acum aici sunt prea multe, iar aici mai deloc. Le-am despărțit cumva și am făcut două de câte trei bucăți fiecare și aduc ambele în chestul ăsta de aici iteme. Da, merge ceva mai bine, nu se mai blochează și arată și bine. De ce nu? Până la urmă aduc din două locuri, aduc în chestul ăsta iteme. Și aici mai avem la produs, am mai luat diamantele între timp și de aici am mai luat și de aici am mai luat, dar pot să le iau și de aici. Am impresia că asta e cea mai productivă și nu înțeleg exact de ce. Da, în fine, nu mai contează. Aici avem ceva, avem, suntem bine pe energie. Da, trebuie să mai punem aici ceva EMC. Bam, 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 o grămadă de EMC. Și trebuie să ne mai ocupăm de câteva chestii, trebuie să mai facem lucruri pe mapa asta, că na, e mai greu, ați văzut. Merge destul de greu situațiunea, dar nu e nimic foarte wow, foarte complicat. Arată cam așa totul. Clădirea e destul de mare. Sunt mulțumit de cum merg lucrurile pe aici. Am mai luat diamantele de aici, văd că încă producem. Și chestia asta, am uitat. Am pus foarte multe panouri solare low voltage aici deasupra. Ideea e în felul următor. Aș vrea să trag din tot sistemul ăsta de panouri. Deja am două direcții în care pleacă. Uai, ce e acolo, ești nebun. Așa, am două direcții în care pleacă și aș vrea ca aceste două camere unde o să mai fie alte chestii la făcut să se alimenteze tot de la cele multe panouri de acolo. Ok, stai, cu unde dădea pe afară? Dă pe ăsta pe afară. Am schimbat și ăsta, avem aici un rotary macerator, nu mai avem un macerator simplu pentru că nu făcea față. Și am băgat un rotary macerator și acum totul e ok. Doar că vedeți voi, ca de obicei, mai dă pe afară. Se mai întâmplă, nu e nicio problemă, nu e cu supărare, suntem bine, important e că merge. Dă pe afară din simplu fapt că eu am băgat aici niște diamante ca să multiplic puțin căulul ăsta și de asta dă pe afară, dar nu e, uite că am mai făcut între timp câteva lucruri. Suntem bine aici, ok, producem,
producem și aici, la aici e o problemă, merge cam greu, așa că putem să ne mai folosim de niște diamante, să-i dăm un boost așa micuț, așa, aici nu suntem ok, nu avem redstone, deși este redstone suficient. Uite așa, și ce nu mai avem? E ok, bun, aici e ok, aici avem suficient, e ok și în partea asta, la, uai, dă pe afară din nou. A, uite că a dat pe afară, dar au rămas, aici e bine, aici e bine și pe redstone putem să mai luăm nicio problemă. Gata, suntem bine, suntem bine rău, deci funcționează totul exact așa cum ar trebui să funcționeze totul. A, da, nu știu exact ce o să facem în episodul de astăzi. În principiu ar trebui să mai facem ceva sisteme pentru low voltage transformer și chestii de genul ăsta. Mă gândesc cum vreau să fac treaba asta, pentru că dacă intru un low voltage transformer va trebui să prelungesc cumva sistemul în altă direcție și tot acum atunci o să mai fie chestii complicate. Mă gândesc, încă mă gândesc. Mă gândeam să fac un sistem pentru aceste Advanced Alloy, care arată ceva de genul ăsta și se face în felul ăsta. Adică o să avem nevoie de o cameră destul de măricică, cumva. Mă gândeam să-l fac aici, dar nu o să-mi ajungă camera asta. Iar camera asta cred că cel mai probabil o să o mai umplu eu cu ceva chesturi. Cred că ar fi mișto să craftăm niște chesturi. Hai să vedem. Diamond chest. Mi-ar plăcea foarte mult un crystal chest, de fapt. Hai să vedem dacă găsim un crystal chest să craftăm. Crystal. Crystal chest. Uite așa, niște crystal chesturi dintre astea care se fac cu ceva diamond chesturi, care se fac cu... Mamă, ok. Ok, sunt multe. Bun. Atunci hai să facem altfel. Se face cu gold chest, care gold chest se face cu iron chest. Am înțeles, cu gold. E bine. Bun, hai să vedem. Iron chest, da? Iron chest, prima oară. După aia, luăm de aici gold. Nu știu, am luat și eu mai mult. Așa și craftăm prima oară chesturile de gold, da? Că despre asta e vorba, trebuia să iau ceva mai mult, dar nu contează că deja e ok aici, frumos. Așa, frumos, o grămadă de chesturi, nu știu ce o să fac cu ele, dar le fac să fie. Apoi, din gold chestul ăsta, ca să fac diamond chest, îmi trebuie diamante, nu? Câte? 3 diamante și sticlă. Sticlă o să luăm de aici, nicio problemă, avem o grămadă. Și diamante. Diamante, bun. Așa, punem diamantele aici, sticla așa și astea aici. Ah, ok, ok, gata, m-am prins acum. Nu înțelegeam de ce nu funcționează, dar nu era așa, era ceva de genul și astea erau așa, nu? Diamond chest. Bine, 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 mai am nevoie de sticlă. Nu că nu aș fi avut o grămadă de sticlă aici ca idee, dar nu mai contează. Uite, o să... Uite, putem să fac chestia asta din primul. Uite, pot să craftez și acum. Și avem crystal chest, băieți, care arată într-un mare fel, dacă mă întrebați pe mine, ceva de genul ăsta arată crystal chesturile. Așa, uite, frumos. Și dacă deschidem un crystal chest, avem spațiu de depozitare o grămadă. Și partea mișto e că în momentul când depozităm chestii, cum ar fi sticla asta, vedem prin el, nu știu cum, uite ce mișto se învârte, avem o animație acolo. Și e ok să le avem la noi să fie acolo, că nu se știe niciodată. Uite, pot să le bag în bag-ul ăsta, care e aproape plin. Și când o să mai fie cazul să mai avem excese, cum se întâmplă în ăsta de aici, frumos, așa, uite, pot să le iau pe ăsta de aici, de fapt. Așa, și mă duc să le duc pe toate, hai să bag asta aici, le duc pe toate într-un crystal chest dintre ăsta, bam, 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 uite așa, și pun și cablurile în partea asta aici, așa, și arată cam așa, adică le vedem, suntem ok, suntem bine, le putem vizualiza și uite câte cabluri dintre astea de cupru avem pe aici, că merge bine cu cablurile, stăm extraordinar de bine și putem să punem aici, uite câte cabluri, ești nebun, o grămadă de cabluri, ia uite cum arată. Foarte, foarte șmecher, foarte șmecher. Între timp m-am hotărât, băieți, și vreau neapărat să fac, da, o mașinărie de Advanced Alloy. Chestii de genul ăsta, nu știu dacă am pronunțat bine. Da, o să avem nevoie de, prima oară, cred că cel mai important o să fie bronzul, care se face destul de ciudățel, cu ceva bronz dust. Și ca să facem bronz dustul ăsta va trebui să facem cupru și tin. Asta înseamnă că prima oară trebuie să începem cu două multiplicatoare de cupru și de tin. Uite că avem de astea MK2, condensere și astea. Frumos. Hai să începem, da? Că până la urmă aia e. O să avem nevoie de o grămadă de chestii de genul ăsta și o să folosim și rotare macerator ca să fie treaba bună. Bun, o să încep din colțul ăsta și o să încep prima oară cu un energy condenser. Așa, cu un MK2 collector dintre ăsta, glowstone frumos și rotare macerator în direcția asta. Frumos, bun. Conectăm. Hai, te rog. Așa, am conectat. Foarte drăguț. Conectat. Bine, aici o să multiplicăm cupru, da? Și din cupru ăsta frumos, va trebui să scoatem energia. Unde ești? Frumos, transport pipe, gold transport pipe, nu mai am. Bă, da, uite-le aici.
Așa, așa și Redstone Engine. Bun. Perfect. Scoatem ceva de genul ăsta. A, uite ce am uitat să scot. Deci nimeni un automatic crafting table. Uite-l aici. Workbench dintre ăsta. Așa, o să dau asta la o parte, o să dau asta la o parte, că nu am nevoie de ele momentan și nu știu de ce le-am pus în bara de jos. Mâncare să fie, astea de o parte și suntem bine. Uite, ăsta o să-l pun aici. Perfect. Automatic workbench. Bun, aceeași chestie și în direcția asta normal. Așa, rotare macerator. Perfect. Hopere. Bun. Și acest energy condenser cu acest collector, condenser, collector și glowstone. Perfect, și am făcut sistemul pentru bronze dust momentan, că trebuie să-l craftăm. Asta înseamnă că o să conectez astea, uite, o să pun ăsta aici și ăsta aici. Sper să pot să le activez din lateral, nu mai știu dacă pot fi reactivate din lateral, dar ca idee... O să le activăm din lateral, ceva de genul ăsta. Perfect. Bun, și acum, bronz și tin, da? Avem nevoie de bronz și de tin. O să luăm, nu bronz, bronz avem, de cupru și de tin, da? Unde mai avem tin pe aici frumos? Tin dust, nu. Tin normal, nu mai avem deloc tin. Pe bune, ce chestie, ești nebun. Facem aici frumos tin, o bucățică ca să putem să le punem acolo la toată treaba asta, o să pun aici. De fapt nici măcar nu contează care e direcția, că ele oricum o să producă, indiferent de direcție, o să producă bronz și tin, da? Și astea o să intre în macerator tinul, așa, și aici, frumos. Bun, perfect. Acum că am rezolvat o parte din problemă, va trebui să scoatem din acest automatic workbench frumos și să ne ducem către ce? Către un... De fapt nici nu știu dacă intră prin spate sau nu. Trebuie să punem într-un electric furnace, băieți. Adică o să folosim un electronic, unde asta, un induction furnace, că e ceva mai puternic. Așa. Redstone engine în orice direcție, nu prea contează, frumos. Ceva de genul ăsta arată sistemul. Și aici, momentan, de aici ar trebui să scoatem bronzul ăla. De aici iese bronzul. Din bronz, frumos, scoatem. Și ca să mergem mai departe, trebuie să mă gândesc în ce direcție mă duc cu bronzul ăsta. Trebuie să mă duc într-un automatic workbench, din care să scoatem tin și refined iron. Adică din direcțiile astea o să vină tin și refined iron în acest automatic workbench, da? Adică ceva de genul ăsta. Adică mai avem nevoie de niște multiplicatoare, ca idee. Adică două cu două, frumos. Bun. Că am rezolvat o parte din chestia asta. Cred că mai am nevoie de un induction furnace dintre ăsta. Așa, și aici, teoretic, ar trebui să pun așa, așa și așa. Bun. Și aceeași treabă și în direcția asta, până la urmă le pun de pe acum ca să fie treaba bună. Îți iei ca 2 ore, ar trebui să producă energie suficient de multă. Și de aici ar trebui să aduc într-un induction furnace, așa, ca să producă, ok, lasă-mă te rog momentan, ca să producă refined iron. Da, de aici trebuie să scoatem refined iron, iar din direcția asta, teoretic, doar tinul trebuie să-l mai scoatem, nu? Că asta a mai rămas, nu? Tinul, ăsta e tin, nu? Perfect. Și atunci am rezolvat mare parte din problemă. Bun, și din automatic workbench-ul ăsta ar trebui să scoatem mixul ăsta. Ok. Deci aici momentan producem mixul, iar de aici ar trebui să scot într-un compresor. Hai să vedem, nu știu dacă am un compresor, băieți. Eu cred că am, uite, compresorul, dar îl vreau ceva mai puternic, dacă se poate, te rog. Uite, ăsta de aici îl vreau, Singularity compresor, care e ceva mai puternic, se face cu obsidian și cu advanced machine block dintre ăla, dar nu știu dacă mai am. Dacă îl vedeți voi, spuneți-mi. Eu știu că am craftat mai multe la un moment dat, dar nu le mai văd momentan. Nu prea e bine. Deși știam că am făcut o grămadă la un moment dat, nu înțeleg de ce nu mai am acum. Face destul de simplu, adică nu trebuie mare chestie, dar totuși știam că am craftat, parcă zic, așa ziceam, că am craftat parcă la un moment dat, dar oricum avem toate chestiile necesare, în afară de un crafting table, ca normal că n-am un crafting table și aici am 100 de crafting table-uri. O să le iau pe ăsta de aici, că nu mai am nevoie în camera asta. Te rog, dă-mi-l mai repede, să-l duc din partea cealaltă să fie treaba bună. Așa. Uite, așa și-l punem și noi aici în colțul ăsta. Și acum, teoretic, am putea să craftăm acel Advanced Machine Block, că avem. Bun, și acum mai avem nevoie de obsidian. Trebuie să luăm Block of Coal-ul ăsta, obsidian. Așa, luăm un stack, nu știu dacă am ce face cu el, dar o să bag pe restul, o să-l bag înapoi. Ce fac, nu mai știam ce fac. Așa, și acum putem să craftăm un Singularity compresor. Mamă, ce nume are ăsta, ești nebun? Și ăsta o să vină aici. Frumos, după ce am făcut toată treaba asta, ei bine, am uitat să pun redstone engine-urile, care o să vină unul aici și unul aici, care bineînțeles că vreau să le activez. Ok, nu așa, cred că, așa, așa și acolo.
Haide. Și de aici ar trebui să mai adaug încă unul, nu contează direcția, mai punem unul aici. Perfect. Și aici, teoretic, ar trebui să intre acest mix în compresor. Iar din compresorul ăsta de aici, compresorul ăsta de aici ar trebui să scot într-un chest, de preferat aerul sau ceva mai puternic. Uite, cred că aș putea să folosesc cristal chest-urile astea, că dacă tot le-am craftat, de ce nu? Uite ce mișto arată. Într-un cristal chest o să scot frumos acele Advanced Alloy. Perfect, și așa arată tot sistemul, l-am făcut foarte simplu. Ce n-am făcut noi acum, n-am tras energia, dar e bine că am făcut și scap de toate chestiile astea din inventar, bine, fără asta că am nevoie de el, și ar trebui să merg să conectez toate chestiile astea la energie. Și e foarte simplu, nu avem mare chestie de făcut, nu știu dacă o să vreau să le mai conectez la bedbox-uri, dar cred că aș vrea totuși. Am niște bedbox-uri, erau pregătite deja, aș vrea să mă duc într-un... De fapt, aș putea să mă duc într-un singur bedbox și aș trage energia după aia prin, uite, ceva de genul ăsta, și să mă duc cu astea în bed, cu energia asta la bedbox, de aici din panouri. Așa. Haide, așa, și de aici după aia pe jos să merg și să trag energie către cele trei chestii sau patru, câte avem? 4. Ok, cred că avem cam multe, dar nu contează, ne descurcăm. Așa. Și tragem energie din bedbox. Cred că trage. Nu trage momentan. Trebuie să schimbăm poziția bedbox-ului. Așa. În direcția asta aici. A, da, uite, pot să fac o chestie foarte șmecheră. Uite așa, frumos. Și trag către ele două direct. Adică aș ajunge cu energia așa aici. Te rog. Și aici m-aș duce ceva de genul. Și aș ajunge la nivelul ăsta și le conectez pe amândouă la energie. Uite așa, perfect. Oh, bine, nu așa voiam să fac, dacă ai idee, ați înțeles voi ideea. Bun, și acum mai am încă unul, nu? La unul n-am dus energie. La ăsta de aici trebuie să aduc ceva energie, ceva de genul. A, da, uite, pot să mă duc direct aici și am rezolvat problema. Bun, acum că sunt toate conectate, aproape toate, calea le-am conectat pe amândouă, sunt toate conectate la energie, teoretic ar trebui să schimb poziția bedbox-ului ăluia de acolo să dea energie către ele. Și momentan nu dă energie către ele și mă deranjează. Da, uite că ăsta a luat energie. Da, dar e ciudat că ia cam puțină. N-avea suficientă energie ăsta? Ba da. A, uite că acum începe să ia energie. Ia și ăsta energie, ia și ăsta energie și ăsta și ăsta. Ia, dar că e cam puțin, cred că, băieți. Sistemul e mare. Producem energie, dar cam puțin. Cam puțin. Hai să mergem puțin să dormim și vedem dacă putem să mai suplimentăm cumva chestiile. M-am gândit să mă conectez la tot sistemul ăla, dar sistemul ăsta e cam, cam puține panouri solare și nu știu dacă o să facă față la toate chestiile de aici. După cum ați văzut, dacă le-aș porni pe toate, atunci nu știu dacă am mai trage la fel de multă energie. Mă gândesc. Momentan lăsăm așa și după aia mai vedem. Bun, acum că am făcut tot sistemul, teoretic aici avem frumos așa. Așa, aici ar trebui să ajungă mixul. Mixul care se face, cam și uita, cu un tin dust, nu? Cu un tin dust și cu, uite așa, perfect, bine, ceva de genul ăsta, așa, bine. Ajunge aici, iar de aici ce am zis, aici o să vină refined iron, adică va trebui să iau refined iron, bine, nu refined iron, ar trebui să iau o bucată de iron să pot să o multiplic, adică așa, ceva de genul ăsta aici, și să producă refined iron, și din partea asta ar trebui să vină cu tin, nu? Cu tin și nu mai am tin, nu? Ok, hai să iau o bucată de tin de aici, că nu știu de ce nu reușesc eu să fac tinul ăsta să producă cumva. Haide, da, pune tin aici frumos și ar trebui să fie ok. Hai să lăsăm chestiile astea de pe aici frumos, le băgăm prin inventar că nu mai ține vrăjeala. Așa, bun. Acum ar trebui să fie tot sistemul complet ok. Nu știu dacă o să facă față cu energia, dar văd că e ok momentan, așa că s-ar putea să fie ok și așa mai departe. Și cam așa arată sistemul de Advanced Alloy. Acum trebuie să așteptăm de aici să scoată bronzul. Ok, am uitat să fac ceva, am uitat să scot bronzul de aici. Mai trebuie de asta și o de asta. Frumos, ca să scot bronzul. Bun, activăm și ar trebui să iasă bronzul. Ok, și am început să scoatem bronzul. Și acum, teoretic, aș putea să mă apuc de craftat. Haide, încă o bucată, te rog. Așa, craftăm, bam, bam, bam. Așa, bam, bam, bam. Așa și bam, bam, bam. Cred că erau invers. Cred că erau așa. Și cred că asta era așa. Bun, perfect, perfect, perfect. Ceva de genul ăsta. Bun, bine. Dar tu de ce dai pe afară? De ce a dat asta pe afară? N-am înțeles-o pe asta, dar în fine, mi s-a părut ciudat că a dat pe afară. Uite, aici avem suficient, aici avem suficient, cu energia asta încă am prost când își iau ăștia avânt. Va trebui să le fac, cred că separat, băieți, la fiecare în parte, să le duc energie, dar totuși îmi pare rău că am consumat o grămadă de panouri acolo și da, e ciudățică treaba. Astea consumă destul de multă energie. Îmi
totuși momentan funcționează, așa că nu mă deranjează. Bine, o să vedem pe parcurs dacă mutăm, dacă facem energia să fie altfel și ne ocupăm de treaba asta. Aici au intrat Mixed Metal Ingot în compresorul ăsta care merge destul de rapid și avem deja Advanced Alloy. Asta înseamnă că am făcut toată șandramaua asta pentru aceste chestii micuțe, cu care bineînțeles că putem să producem o grămadă de lucruri, inclusiv aceste Reinforced Stone pentru pentru o centrală nucleară. Și uite câte chestii putem să facem cu astea. Putem să facem armură, putem să facem mining laserul ăsta. Uite ce panouri solare super interesante, foarte, foarte interesante. Iridium plate-uri, reactor plating. Uite câte chestii. Mamă, câte lucruri putem să facem cu astea. Avem o grămadă de crafting-uri de încercat, băieți, cu ele, așa că o să ne ocupăm și de lucrurile astea. Pe parcurs, bineînțeles, momentan suntem la nivelul de producție și o să ne ocupăm și de chestiile astea treptat, treptat. Acum îmi pare rău cumva că nu am suficientă energie. Acum mă gândesc dacă va trebui să deconectez câteva și să încerc să le conectez la alte panouri solare, pentru că nu prea îmi place. Uite că mai am aici solar panel-le, că am mai craftat între timp și s-ar putea să mai am și bine. Pot să mai craftez de aici, nu știu dacă vedeți, dar am o grămadă. Așa că aș vrea totuși să... Nu mai am cu ce zbura. Pe bune, cum să rămâi fără energie, ești nebun? Hai să luăm niște de astea. Astea se consumă destul de greu dacă nu v-ați prins și tot pe energie este treaba asta. Bun, păi atunci nu știu, să mă duc de aici să încerc să mai urc cu niște cabluri și să mai pun niște panouri cumva, adică ceva de genul ăsta, să urc aici cu încă vreo 4 pentru astea. Ideea e că oricum pe mine nu mă interesează foarte mult câte panouri consum, că pe mine mă interesează sistemul de jos să funcționeze și să aibă viteză suficientă. Nu mă interesează exact câte panouri consum, că nu-i problemă asta cu panourile, că avem o fabrică de panouri și atunci nu mai contează cât de eficient suntem în direcția asta, că panourile le putem produce destul de ușor. Și atunci, dacă mă duc pe producție cu toate chestiile astea, ceva de genul, uite, mai bag aici încă 4, chiar dacă am consumat destul de multe, eu zic că acum ar trebui să producă toate panourile astea suficientă energie și astea de aici să producă către astea de aici sau către ăsta de aici sau către astea două. Da, cred că m-am gândit cam prost cu toată chestia asta și cred că era mai inteligent și mai eficient din partea mea să... Ok, să nu mai... Da, trebuie să mă gândesc. Bun, facem altfel. Va trebui să scot astea de aici și să las doar câteva. Pentru că ați văzut că e mai simplu să le împart în felul ăsta decât să las toată energia. Da, ați înțeles voi ideea. Trebuie să mai scot din astea de acolo și să o împart în felul ăsta, că e mai eficient în felul ăsta și a trebuit să funcționeze mult mai bine. Dar asta o să vedeți în clipul următor probabil. Acum sunt pe energie, ești nebun, au energie full pentru că am împărțit panourile alea și merg mai bine panourile. Da, cred că asta e soluția de fapt. Vedem pe parcurs ce și cum se mai întâmplă. Am văzut că acolo dă pe afară cu refined iron și nu înțeleg de ce dă pe afară. Ce s-a întâmplat? Ce nu aveți aici? Sau aveți prea mult, dar nu aveți în direcția asta baterii. Foarte, foarte interesant. De aia spuneam că trebuie să fii foarte atent, trebuie să fii foarte, foarte atent, pentru că na, se mai întâmplă să mai dea pe afară lucrurile. În primul rând și în al doilea rând să mai rămân fără chestii și după aia suplimentăm nasol. Ok, trebuie să fim atenți în toate direcțiile în ceea ce privește Techie 2. Dar sunt foarte fericit prin simplu fapt că am reușit să fac aceste mașinării să funcționeze și să meargă. Uite, avem 20 de bucăți, ești nebun, adică e mult rău dacă mă întrebați pe mine. Uite, n-avem tin, de exemplu, la tin stăm cam prost cu tinul, dar nicio problemă, facem, luăm niște diamante, oricum am pus la multiplicat căcălău diamante și nu cred că e o problemă, punem aici tin. În partea asta altă ce nu mai avem? Mai avem refined iron, mai punem aici, la făcut niște refined iron. Aici ce nu avem? Cred că cupru ne lipsește cel mai mult, aici avem tinul, cred că la cupru aș putea să mai pun 4, pot să mai pun la tin 3 și atunci am suplimentat și merge puțin mai repede. Încă o mașinărie care are nevoie de mentenanță foarte mare, asta înseamnă că o să am de petrecut timp pe harta asta la greu, băieți, o să dureze o grămadă și atunci va trebui să mă ocup și de chestiile astea. Am făcut 8 trenciuri, nu știu de ce am făcut 8, nu știu ce o să fac cu 8, dar sunt sigur că am nevoie de cel puțin una să scot panourile alea de acolo de sus, că unele dintre ele stau degeaba, cum ar fi astea de aici. Și aici erau suficiente 4, dacă țin minte bine, și cred că o să fac treaba asta, așa. Haide, tată, nu mai voia să mă iasă. Și acum ar trebui să le deconectăm, uite așa, frumos. Așa și acolo rămân așa să fie. Uite, astea 4 le mai păstrăm pentru bedbox-ul ăsta, în caz de mai rămân alea de jos fără energie, să mai fie acolo. Și cam așa arată. Am mai redus niște
niște costuri cumva și mai folosim aceste panouri solare la alte chestii de craftat. Avem o grămadă de ranch-uri, nu știu ce o să fac o grămadă de ranch-uri, dar e ok și așa. Bun, eu am fost Iobi și sper că v-a plăcut episodul de astăzi. Ne vedem în clipul următor cu ceva mai multe update-uri și cu alte mașinării de făcut mai șmechere, mai multe, mai mari și da, cam atât. V-am țucat. Pa!